vă dau cuvântul meu, că acționez în judecată, sunt ani de muncă în spate, am deschis procese de calomnie pentru dumnealui, chit că se termină campania, că iese primar, că ies eu primar, că ies altcineva, nu contează. Atacurile mișelește a contracandidatului meu, viceprimarul cu atribuții de primar, Mihai Chirica. El, în loc să-și rezolve aceste acuze care planează asupra dânsului, tot caută să mă discrediteze pe mine. Vă dau cuvântul meu că acționez în judecată, sunt ani de muncă în spate, am deschis procese de calomnie pentru dumnealui, chit că se termină campania, că ies în primar, că ies eu primar, că ies altcineva, nu contează. Bună ziua și vă mulțumesc pentru ați răspuns invitația mea la această conferință de presă. După cum vă așteptați, am să am o replică la atacurile mișelești a contracandidatului meu, viceprimarul cu atribuții de primar, Mihai Chirica. Aș începe, în primul rând, cu reacția dânsului de ieri, plină de frustrări, în care un partid de opoziție a lansat un pliant cu niște lucruri spuse de niște televiziuni centrale, și prima lui reacție, în loc să răspundă la aceste acuze, cum este și normal de altfel, m-a atacat pe mine, ca și fi în spatele acestor pliante. Ca la jumătate de oră sau o oră după acest episod penibil, aș spune eu, a atins cotele penibilului chiar această declarație a lui de ieri, este un partid de opoziție și își-l asumă că este al lor. Vă dați seama câtă încredere mai putem avea noi în acest viceprimar cu atribuții de primar de azi înainte, când face astfel de acuze care se dovedesc total minciunase. El, în loc să-și rezolve aceste acuze care planează asupra dânsului, tot caută să mă discrediteze pe mine. Probabil că îl supără adevărul. Nu pot să fac decât o concluzie. Ieri a sărit la mine pentru că știe că eu, nu numai în campanie, și chiar și înainte, și la șefului de partid și la șefului direct, Nichita, tot timpul îi spuneam lucrurile pe nume și spuneam adevărurile. Văzând acel futuraș și probabil fiind acolo adevărul, prima lui reacție a fost să mă acuze pe mine. Deci cam așa văd eu lucrurile, deci de m-a acuzat prima oară pe mine, pentru că știe că spun adevărul întotdeauna. Și am să-l spun până la capătul campaniei și indiferent cine câștigă, am să-l spun și după campanie. Mă acuză că nu am proiect. Am trimis acest proiect eșenilor începând din weekendul ăsta în fiecare căste poștală. Probabil că partidul lui o să-l mai scoată în anumite căste poștale. Am să merg pe jos și am să-l depun și în cutiile poștale și cu oamenii am să mă întâlnesc să-l discut despre dânsul. El acum probabil încearcă să mă discrediteze pentru că știe că sunt foarte mulți oameni de afaceri din Iași care vin să se plângă la mine de un ziar de șantaj din Iași, care mai nou s-a transformat în purtătorul lor de cuvânt. Preia așa zise reportaje fictive, acuze grave la adresa mea de acolo și le preia la conferința de presă. Lucru total nelocul lui într-o campanie civilizată, zic eu. Și oamenii de afaceri care au afaceri și așa s-au strangulat într-un oraș plin de taxe mari de impozite, vin și se plângă că sunt acuzați diferite lucruri ca să plătească taxa de protecție. Nu cred că este normal ca un primar în funcție sau un primar interimar să se rigeze, să se asocieze cu unul condamnat pentru șantaj. Deci este total greșit din punctul meu de vedere ceea ce face dânsul. Am să ies zilele următoare cu mai multe din astfel de lucruri, pentru că, după cum v-am spus, spun întotdeauna adevărul și am să mă țin de cuvânt. Dacă dânsul, la acuzele care mi le-a adus, îmi demonstrează că eu am fost în spatele emisiunilor la Antena 3, sau acestui pliant s-a dovedit că nu sunt, că a ieșit un partid de opoziție și l-a asumat, dacă dovedește că eu am o vină în această campanie, cum spun el, de denigrare asupra lui, eu în 5 minute îmi retrag candidatura la primăria municipiului Iași
și îmi dau și demisia din funcția de deputat din Parlamentul României și mă retrag din viața publică. Nu sunt de acord cu astfel de acțiuni. Eu cred că presa centrală a sesizat corect lucrurile acestea și a făcut un reportaj, o anchetă jurnalistică corectă. Nu sunt de acord cu astfel de practici. Mai mult, spune că suntem o generație de politicieni tineri care vrem cu tot o altă politică de făcut de azi înainte. Dacă eu aș încuraja astfel de activități, eu tocmai le acuz de ani de zile, presa de șantaj condamnată din Iași ar fi culmea să eu să mă apuc să fac astfel de comenzi. Nu am absolut nicio fel de legătură, nu m-a sunat nimeni la acest post de televiziune central, nu mă interesează să intru în astfel de dispute. Am un proiect care vreau să mă duc la capăt, să-l arăt ieșenilor ce vreau să fac într-un oraș. El, probabil în desperare, a comandat și un sondaj la o casă de sondare a PSD-ului în care să-mi dea cât mai jos ca să mă demobilizeze. Nu am să merg, nu am să pun la suflet astfel de încercări de a mă demobiliza și am să merg până în ultima zi cât am să pot între oameni și am să discut astfel de proiecte care le am pentru dânsii. Dacă aveți noastre întrebări, am avut o replică pentru dumnealui, pentru acuzile care mi le-a adus, dacă aveți ceva întrebări, mi le adresați, sunt la dispoziția dumneavoastră. Nu sunt avocat de meserie. După cum m-a acuzat dânsul că nu am prea multe școli, eu aștept la o dezbatere civilizată când vrea dânsul, îi explic și cum am fost tânăr, cum am făcut școli, nu am nicio problemă cu sensul ăsta, anchetele bombă care mi le-a comandat el. Nu am studii de drept ca să știu dacă este legal sau nu ce a făcut partidul de opoziție cu acele pliante. Eu cred totuși că acele lucruri sunt adevărate, pentru că prea l-a deranjat, prea încearcă să astupe cu alte scandaluri sau cu altfel de acțiuni acele adevăruri. După părerea mea, dacă eram în situația dânsului, ceea ce nu sper voastră să fiu, aș fi ieșit și aș fi spus clar, mi-aș fi asumat anumite lucruri. Nu știu dacă este legal sau nu este legal, nu știu. Probabil că justiția va demonstra dacă este sau nu legal. Cum explicați faptul că vă atacă pe dumneavoastră și pe candidatul PNL, dar de restul nu s-a zis. Și sunt o grămadă pe dreapta. Am fost o lacrimă, orilă. Păi chiar într-o emisiune televizată în studioul dumneavoastră de televiziune, am spus că în afară de mine și candidatul Partidului Național Liberal, probabil că toți au micile convenții făcute cu domnul Chirica. Nu știu neapărat cu partidul, pentru că acolo este altă problemă a lor internă în care nu se înțeleg. Nu cred că cu partidul, cât cu el personal. Au anumite relații. Tocmai și în sondajul care l-a făcut PSD-ul la București ca să ne demobilizeze, urca în procente foarte mari unii candidați care sunt puși să ia din procentele de pe dreapta ca să poată să-i faciliteze lui câștigarea fotoului de primar. Probabil că acum s-a demonstrat acea astfel de lucruri. Vă dați seama, și în reportajul la televiziunea centrală, de exemplu, deputatul Movilă este finul de prunie al patronului firmei respective care este acuzat pentru afaceri făcute împreună. Ce vă așteptați mai mult? Dincolo la ALDE a venit Tăricianul la București, ne spună ce candidat frumos și ce alianță frumoasă este cu PSD-ul. Vă dați seama că normal să-și laude, ei fiind un partid puternic își fac sondaj, eu nu mi-am făcut niciun fel de sondaj pentru că nu am bani alocați din campania electorală pentru astfel de sondaje. Partidele mari au surse, resurse pentru astfel de sondaje care au scopul de a manipula și de a demobiliza oamenii la vot. Eu le spun oamenilor că eu îmi fac treaba până la capăt, cum a fost întotdeauna serios pentru dânsii și nu o să abandonez, nici nu o să mă demobilizez cu astfel de acțiuni de intimidare. Sondajele îl dau ca principal contracandidat al lui Mihai Chirica pe Marius Bodea și el totuși la fiecare conferință de presă vă atacă pe dumneavoastră. Considerați că e frustrare? Nu da. Asta? Da, probabil că are anumite frustrări, probabil că are anumite informații legate de nu știu să zic, electoratul, preferințele electoratului meu ar fi un electorat de stânga. Probabil că așa a fost învățat, de asta mă atacă pe mine și își recuperez înapoi din electoratul care l-a dezamăgit din PSD. Este tot ce este posibil, nu știu lucrul ăsta, dacă el mă atacă pe mine, v-am spus, probabil că mă atacă știe, pentru că îmi spun lucrurile pe nume, eu nu fac parte niciun partid politic, nu am nicio negociere, cum au avut ei împreună, USL-ul, eu sunt singur, îmi arăt ce pot să fac pentru orașul unde am crescut. Mai mult de aici încolo alegătorii sunt cei care poate să-mi ceară cont de activitatea mea de până acum sau ce pot să fac de acum pentru oraș. Dacă mai aveți întrebări. La ce vă mai așteptați? Mai sunt aproape 2 săptămâni. Cât vor arăta?
Ce pot să mă aștept dacă la conferința de presă de ieri a spus că eu nu se coboară la nivelul meu, că sunt un om care nu am pregătirea pentru nivelul lui, o să mă aștept la astfel de atacuri în continuare. A atacat grupul de firme unde sunt acționar. Totuși, în acel grup de firme muncesc de 26 de ani. Am construit la zero aceste afaceri. Am 420 de angajați. Plătesc multe miliarde în contul primăriei la taxele locale pe an. Numai pe 31 martie am plătit ca persoană fizică 420 de milioane impozite și taxe. Bani care văd că le folosește în interesul lui de a-și face propria campanie. Își montează corturi în sfidarea noastră, noi care mergem fluturașul în mână la alegători, își montează corturi care nu știu ce bani finanțează în perioada respectivă de campanie, face acțiune, am văzut în Parcul Popou, în care dă premii, machete pentru ziua familiei, cu toate că, cât știu eu și la câți oameni au venit să plângă de atitudini lui antisociale și antifamiliare, nu știu ce legătură are el cu ziua familiei, nu știu dacă e cel mai potrivit om să facă lucrul ăsta, părerea mea că era astfel de acțiuni făcute, că sunt normale într-un oraș ca Iașul, dar trebuia delegat unui viceprimar ca să facă astfel de lucruri, el să fie cot la cot cu noi în campanie. V-am spus că am făcut acuze luate dintr-un ziar de șantaj. M-a acuzat că am folosit bani negri la Casa de Sănătate. Nu am niciun fel de anchetă pe lucrul ăsta. Mai mult îl sfătuiesc, dacă deține astfel de informații, să meargă la organele competente, parchet, DNA, de ICOT, unde știe dumneavoastră să le predea, că numai simplu fapt că le tăinuiește și nu le dă organelor de anchetă, este caz penal și n-am vrea totuși ca din cauza unor astfel de tăinuiri să ajungă la arest sau în alte forme restrictive de libertate pentru dumneavoastră, să le predea dacă are. Dacă nu, vă dau cuvântul meu că acționez în judecată, sunt ani de muncă în spate, am deschis procese de calomnie pentru dumnealui, chit că se termină campania, că ies în primar, că ies eu primar, că ies altcineva, nu contează. Sunt lucruri grave care trebuiau să le documenteze, trebuia să nu le facă în van, pentru că astfel de afirmații pot costa locuri de muncă în Iași, pot costa viitorul multor, viața multor oameni din orașul nostru care lucrează și care au nevoie de serviciile spitalele mele. Deci astfel de acuze nu am să le trec cu vedere ca fiind declarații de campanie, am să mă adresez chiar astăzi, am luat legătura cu avocații mei, după amiază, am să mă ocup și această problemă, pentru că nu este normal. Am înțeles un ziar care e condamnat pentru șantaj și care nu-și asumă nimeni declarații de acolo și se feresc cu tot felul de reporteri cu sub pseudonim, deci nici măcar nu sunt ei ca să nu poți să-i dai în judecată, ca să fie foarte mare durată procesul de judecată. Totuși un primar, interimar, la nivelul funcției dânsului, ar fi trebuit să se consulte când face astfel de afirmații, nu să le copie motamu din ziarul de șantaj, condamnat pentru șantaj. Și nu o să rămână lucrurile așa, vă garantez. Dacă mai aveți alte întrebări. Considerați că la luminoasă formularea domnului Chirica ne Blăzut și Bodea formează coaliția neagră? Am spus-o la începutul campaniei, am spus-o și în cei 4 ani de când sunt parlamentar. Nu fac nicio coaliție. A fost cea mai toxică coaliție în Iași, USL-ul. Nu a adus nimic bun orașului, numai promisiuni. Promisiuni aruncate pe piață, nefondate și nesustenabile. Îi consider la fel de vinovați, amândouă partidele, și PSD-ul și PNL-ul. Tocmai asta acuz de 3 ani jumătate încoace o coaliție și niște înțelegeri care și acum au continuat, inclusiv contracandidatul la PNL a rămas pe funcție pus de USL. Foarte mulți din PNL au rămas puși de USL. Cum să îmi spună mic, fac o coaliție? Am spus-o clar de la început să nu mă tragă niciun fel de scandal alipit din un alt partid. Nu mă interesează. Sunt singur, așa am fost întotdeauna, muncesc pentru dezvoltarea orașului meu, vreau să trăiesc într-un oraș mai bun. Am ieșit tocmai în campania asta, tocmai pentru că am considerat că partidele nu au trimis oameni de calitate să preia frâile orașului nostru, să încercăm să-l dezvoltăm ca și alte orașe din țară, cum ar fi Clujul, Timișoara, Constanța sau... Deci nu sunt oameni care să poată să facă diferența pentru orașul nostru. De asta am dat în campania asta, nici de cum să mă afilieze cu ceilalți contracandidați. Refuz total și dezaprob această declarație a dânsului. Nu mai vedem. Nu, pe toate căile posibile am trimis viceprimarului cu atribuții de primar, mai ales după ultimele acuze că n-aș fi de nivelul lui cu școli, cu pregătirea dânsului. Într-un singur fel poate să demonstrez lucrul ăsta, într-o emisiune televizată, unde vrea dânsul o dezbatere în care să venim fiecare cu proiectul nostru, să dezbatem, poate să mă întrebe ce am, ce nu am realizat, ce probleme am eu,
cu mare drag îi răspund la toate acuzele și la toate problemele, dar și el ar da niște răspunsuri legate cum a cheltuit banii noștri în ultimul timp, afilierea lui cu Nichita, anii din spatele lui Nichita și a lui Simirat, care a făcut împreună tot felul de afaceri mai puțin legale sau ilegale, asta o să demonstreze instanțele, are da și el niște răspunsuri. De asta vreți să facem o dezbatere corectă, pentru că așa este normal ca oamenii să știe pe cine să pună ștampila pe 5 iunie. Și încă în continuare îl invit și îl aștept la astfel de provocare. Nu mă feresc de astfel niciun fel de acuze ale dosului, să nu-i răspund la ele. L-am întrebat pe domnul ăsta, pe domnul Chirica, ieri, la conferința de presă, legat de o dezbatere, dacă cu principalii contracandidați, și a zis că ați avut deja la Digi. Nu, aia n-a fost o dezbatere la Digi24, a fost o invitație a unui reporter la București, în care s-a tras la sorți formatul cum să intrăm în emisiune. Eu am căzut cu doamna doctor Bogdănici, n-am apucat să adică cu dânsul, nici nu a dat voie reporterul la București să fie atacurile, să fie întrebările puse la un candidat la altul. Deci aia nu a fost o dezbatere. Cu domnul s-a zis că cu Răzut și cu Bode a avut la Digi și că nu. O să apară săptămâna care vine lucruri care și vreau zic că n-a fost. Nu. Ne-am întâlnit doar pe hol la Digi24, unde era zâmbitor și mi-a întins mâna ca să eventual să mă duc să negociez ceva, că am demonstrat că pot duce niște procente. Nu am să fac cu nimeni astfel de întâlniri, nici cu PSD, nici cu PNL, cu nimeni. Ceea ce pot fac singur, sunt independent, vreau să-mi duc proiectul până la capăt, până pe 5 iunie. Nu mă interesează niciun fel de negociere. Așa că n-am avut altă dezbatere cu dumnealui și o aștept în continuare. Tot ce este posibil, cum v-am mai spus la începutul emisiunii, la începutul conferinței prese, emisiunea de la București nu are nicio legătură, nici nu știam că o să fie să apară, nu am de să știu ancheta jurnalistică dacă mai continui sau nu. Din punctul meu de vedere, sunt jurnaliști într-o țară liberă, democrată, ei trebuie să-și facă datoria dacă au astfel de emisiuni, să le dea publicului, să publicul să fie cel care discerne pe 5 iunie ce se întâmplă. Nu am de să știu astfel de informații.